până acum este cel mai dificil proiect pe care l-am făcut. Foarte mulți care au spus că nu se poate face, foarte mulți au spus că o să avem probleme extraordinare. Are forma de aripi, așa cum se vede, e forma care, de fapt, arată că te poți deschide, te poți duce, te poți duce înainte și care ar trebui să inspire pe fiecare om, pe fiecare tânăr când vrea să creeze ceva în viață. Suntem cu aripile deschise deasupra Clujului, acesta este orașul nostru, cu mulți tineri și sperăm ca să fie un imbol, că dacă s-a putut face așa ceva, mai complicat, mai greu, se pot face următoare și următoare lucruri și fiecare dintre noi poate să-și depășească limitele. În spatele clădirii este o grădină, o grădină și cu niște pivnițe pentru cei care sunt pasionați de vinuri. Erau două echipe, cei care ziceau că nu se poate și cei care se poate. Baumitu a făcut parte din echipa care a zis că se poate. E un partener la care întotdeauna apelăm când vrem răspunsuri. Au venit de la laboratoarele lor, am mers noi la fabrica lor, până la urmă s-a găsit soluția pentru a rezolva problema. Vorbim despre sustenabilitate, vorbim despre eficiență energetică, vorbim despre încurajarea comunităților locale și a producției pe plan național. Asta este încă un motiv pentru care Baumitu a fost alături de noi. E o clădire durabilă, este o clădire cu o fundație foarte, foarte sănătoasă, o clădire adresată comunității, e o clădire care inspiră. Da, vrem să fie un model pentru cei care vor să viseze și să se ducă mai departe.